Bună, să zicem că vreți să faceți un tabel pe un blog de WordPress și cum faceți asta? Cel mai simplu este să vizitați linkul acesta, o să fie în descriere, și să vă uitați pe un cod de genul ăsta. Hai să luăm un cod așa. Eu o să-l scriu de la zero, dar e mai simplu să vă uitați pe linkul pe care o să vi-l dau acolo. Codul de tabel e acesta, dar dacă pun doar table și slash table, n-am obținut nimic. Și atunci am mai scris o dată. WordPress-ul va tăia dacă vede că nu-i nimic. Și sunt următoarele lucruri de știut. Asta e un rând, începe un rând, pun o celulă, închid celula, mai deschid o celulă, închid a doua celulă, închid rândul. Trebuia să mai pun și tbody, ca să știe el că începe aici corpul, dar vedeți că WordPress, dacă nu puneți tbody, îl pune el. Deci a pus WordPress-ul pentru mine tbody și l-a închis. Da? Ok. Aici este un rând cu o celulă și a doua celulă. Hai să vedem cum arată ce am făcut până acum. În formatarea mea a tabelului, ideea e că există o anumită formatare. Adică tema formatează ea însăși tabelul. Și atunci, dacă vreau să editez cum arată, pot să fac următoarea șmecherie. Să mă duc la editor teme și ignorăm tot ce scrie acolo și pun eu un CSS. Și să zicem tabel nou. Îmi fac eu o chestie de genul ăsta și scriu aici că border să fie 1. Închid ăsta și salvez. Și acum, ca să folosesc ăsta pe care l-am creat aici, hai să vedem ce am făcut. Trebuie să reîmprospătez CSS-ul și nu l-a luat. Nu știu de ce nu l-a luat, dar trebuie să facem experimente. Și hai să luăm un cod de genul ăsta și să-i punem o importanță mai mare. Dacă n-a luat prima dată, îi punem că e ca și cum e important. Și e posibil să nu fi luat CSS-ul pentru că n-am dat refresh. Acum l-a luat. Are border în jur. Da? Ok. Și putem să punem pentru table tr, td. Hai să punem. Deci pentru toate astea, pentru toate astea care au tabel, care au, sunt la tabel nou. Și acum are absolut tot tabelul, are linii. Bun. Ok. Ideea e că CSS-ul ăsta l-am făcut odată, l-am lucrat, l-am pus în aspect editor teme, l-am pus aici la început, o singură dată, și acum îmi va apărea mereu, deci nu trebuie să fac asta. Și plus că e posibil și dacă nu puneți codul ăsta ID tabel nou, să vă ia cu liniuțe. Da? Bun. Aici face, ăsta e un rând. Deci se începe aici, se termină aici și asta e o celulă. Ok. Puteți să-i puneți header, care header arată un pic mai deosebit. Nu? Deci e ca un TR, numai că e TH. Mă rog, nu am lămurit foarte clar. Hai să-i punem tot ca un TD, numai că e TH. Hai să vedem. Formatează în mod diferit primul rând. Și iarăși nu avem liniuțe între ele, nu era linie. Și acum dacă dăm refresh. Mai dau o dată. Ok. Și vedeți că are o formatare diferită. Și aș putea, de exemplu, să pun o altă formatare, font size de tip 15. Îi pun și important pentru că e posibil să aibă conflicte cu alții. Chestia cu important e destul de. Nu așa se face cu prin metoda aceasta, dar
vreau să fiu sigur că obțin un rezultat. Da, și l-a făcut mai mare. O să pun... Da, și tot așa. Ok. Pot să am aliniere la dreapta, de exemplu. Sau centrată. Și pot să-i pun margini de, de 15 pixeli. Care nu l-a luat. Și atunci îi punem important. Dar nu cred că margin, cât era padding, era mai o idee mai bună. Și acum a luat. E și centrat și are și niște margini. Mă rog, și tot se experimentează chestii de genul ăsta. Și el aici zice, cum lași spațiere între rânduri? Și poți să pui, dacă ține apărat, poți să pui așa, să lași spații de genul ăsta. Poți să lași niște spații. Dar asta e o metodă mai barbară de a lăsa spațiile. Când te grăbești, poți să folosești, dar sunt soluții mai bune. Și aici mi-a lăsat un spațiu. Și dacă vreau să las un rând gol, pot să scriu așa. Dar iarăși e o metodă mai barbară și asta. E mult mai bine să editez în CSS, pentru că dacă fac mai multe tabele, o să-mi ia întotdeauna cum îi spun eu aici. De exemplu, pentru ăsta, vreau ca aici să am o margine sus de 40 de pixeli. Și bun și important ca să fiu sigur că îl ia. Teoretic, aici trebuie să stau să codez, să nu pun cu important, dar practic e mai simplu să fac așa. Și mi-a lăsat și aici, mi-a lăsat o margine, da? Perfect. Hai să luăm de la capăt. Deci dacă vreau să fac un tabel, scriu așa. În el pun tbody, îmi pune și WordPress-ul, dar e mai simplu să-l pun eu. Așa fac un rând nou. În rândul nou așa fac o celulă. Acum o să am trei coloane. O să pun una la început de tip header. Și acum dacă da examinează, are în continuare formatarea asta, ceea ce mă miră. Ok. Nu știu de ce, dar mi-a preluat... Aici n-am închis slash table. Oh, și nici aici n-am închis tereurile. Am făcut am niciodat așa. Trebuie să-l lăsăm pe el să-l formateze. Și hai să mai dăm o dată examinând. Poate pentru că am scris ciudat, mi-a preluat... Nu știu, hai să punem și ID-ul să vedem dacă obținem vreo diferență. Arată altfel, are niște formatări un pic diferite, nu radical diferite. Mă rog. Ok. Pot să mai fac niște chestii. Pot să zic că... o celulă să se întinde pe două rânduri. De exemplu, aș putea să unească astea două de aici. Și zic aici false span egal cu 2. Și șterg ăsta. Și hai să vedem ce am obținut acum. Deci ăsta e pentru pe două coloane și e așa. O să-l fac ăsta să fie diferit. Să-i zic aici se puneau ghilimele, dar nu-mi pasă. Dacă dau vizual și text, mi-a pus el ghilimele pentru mine. Da? Deci ăsta e
call span se întinde pe două coloane și ăsta e row span, se întinde pe două rânduri. Și pot să fac niște formatări mai atipice. În principiu, odată ce am făcut chestia asta, odată ce am pus ID și după aia îi zic tabel nou, pun astea, pot să pun ce vreau. Pot să pun line height de tremul. Nici nu știu. Nu știu bine codul ăsta pe de rost, dar să sperăm că am numerit. Teoretic ar trebui să-mi arate pe 3 rânduri. Da, și mi-a făcut acum sunt mai înalte. Pot să-i zic padding right 30 de pixel. Să lasă marginea în dreapta 30 de pixel. Dar era deja pe acolo. Sau nu am pus eu important. Motive care îmi scapă, nu? În fine. Ideea e că poți să aplici cu chestia asta reguli pentru toate astea. Cam asta e cum se face un tabel. Nu e foarte complicat și în principiu trebuie să înveți puțin cod. Cu table și body deschizi tabelul, cu tr rândul. Dacă ai un header de tabel, poți să-l pui cu th și apoi celulele cu td. Și dacă ai pe celule care sunt pe mai multe coloane, call span și pe mai multe rânduri, row span. Și ăsta e codul. Te ajută și WordPress puțin cu formatarea. Faptul că îl vezi aici cu liniuțe nu înseamnă că așa va arăta și în realitate. Și cel mai simplu, dacă vrei... O să vă dau un link. Uite, cred că ăsta e destul de ok. Dar o să vă dau un link care face niște lucruri similare. Trebuie să fac un mic research și nu l-am făcut încă. Și aici îi spui. Vreau ca la celulă să aibă un spațiu intern de atâta. Poți să, uite, margini rotunjite. Da? Unde să fie aliniat textul? Centrat, la dreapta sau la stânga? Ce culoare să aibă margini? Și toate lucrurile astea le specifici. Îți dă codul pe care poți să-l iei direct. Div-ul nu e... Ba da, și... Hai să vedem. Hai să luăm div-ul ăsta. Luăm cu totul. Punem ăsta în CSS. Și dăm examinează. Și nu mi l-am luat așa. Răspunsul e că cred că ar trebui să pun peste tot important. Hai să testăm dacă se întâmplă asta. Sunt interesat în primul rând de culori, că astea sunt cele mai vizibile. Aici. Hai să vedem dacă am făcut corect. Da, deci dacă pun important, îmi le ia. Și trebuie să pun important la fiecare rând sau să văd o altă metodă, e să dau inspect element și să văd care e conflictul. Că odată îmi zice el ăsta aici și dacă nu-i pun de-am important, îl tăia. Și odată îmi mai zice pe altundeva și trebuie să văd ce și cum. Dar în principiu, dacă pun important la codul CSS, și ăsta e un cod destul de ușor. Intru pe aici, mi-l aleg, mi-l fac cum vreau eu de aici. El îmi dă codul CSS și trebuie să pun eu semnul exclamări important după lucrurile, după fiecare din rândurile astea, înainte de punct și virgulă peste tot. Și după aia ăsta îl pun în codul CSS pe care îl găsesc la aspect editor teme, acolo găsesc CSS-ul. Și HTML-ul pun în mesaj și o să-mi ia cum trebuie. Cam asta. Sper că v-am lămurit cum se fac tabelele. O să pun în descriere un mic cod și link-urile acestea și un mic cod. Succes!